Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom continua partea a doua a tutorialului Cardiganul pentru bebeluși. Am rămas în punctul unde am lucrat cele două hexagoane, le-am așezat în modul în care dumneavoastră să puteți înțelege cam cum se prezintă în acest moment lucrarea noastră. Următorul pas care va fi făcut va fi să unim părțile între ele. În primul și în primul rând vom lua fiecare dintre părți și le vom întoarce pe dos, deoarece pe dos va fi nevoie să lucrăm. Această parte unde este mânecuța, noi o vom uni cu fir alunecat, bineînțeles și partea a doua a corpușorului va fi unită în același mod. Deci, așa cum spuneam, vom uni cu fir alunecat, vom intra exact în punctul unde am început cea de-a doua serie de câte trei piciorușe duble. Deci voi intra în corespondența primului picioruș dublu de o parte și a primului picioruș dublu de cealaltă parte, voi trece firul cu croșetul și voi face exact un ochi de lanț. De acum, ceea ce vom face va fi să trecem prin corespondența fiecărui picioruș atât de o parte, un moment, cât și de cealaltă și să închidem totul cu fir alunecat până în corespondența celui de-al treilea grup de câte trei piciorușe duble. Deci vor rămâne trei grupe pe o parte, trei grupe pe cealaltă. Însă, în acest moment, vom continua cu firul alunecat, așa cum vă spuneam, atât de o parte a lucrării, cât și partea a doua, cel de-al doilea hexagon. Noi vom lucra în felul acesta, încet, încet, cu atenție și cum acest lucru nu este greu pentru dumneavoastră, vom continua singure, deci să nu săriți niciun picioruș. Vom continua singure și ne vom reîntâlni în corespondența celui de-al treilea grup de la începutul rândului. Am ajuns cu fir alunecat până în corespondența celui de-al treilea grup de câte trei piciorușe duble. După cum puteți vedea, de o parte și de cealaltă am câte trei grupe. În acest moment voi scurta firul și voi închide rândul. La fel vom proceda și cu cea de-a doua parte a lucrării, cu cea de-a doua mânecuță. Vom închide în același mod, capătul de fir îl vom ascunde, îl voi ascunde cu un croșet mai mic, astfel încât să reușesc să îl ascund cât mai bine. În felul acesta, deci vom închide și cea de-a doua parte, vom întoarce pe față lucrarea noastră și în felul acesta se prezintă unde am închis mâneca. Deci acesta este prima mânecuță, aici este cea de-a doua mânecuță. Pasul următor va fi să facem manșeta. Pentru aceasta vom pleca din nou cu firul de culoare albastră. Folosind același croșet, voi intra aici în acest punct unde voi uni cele piciorușele simple de o parte
și de cealaltă îl voi uni în felul acesta. Ochiurile de lanț, de fapt, nu piciorușe. Așa voi face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul de croșet. Voi intra în corespondența acestui spațiu în colț, voi trage firul și voi face un picioruș dublu, după care în corespondența fiecărui picioruș dublu, voi face câte un picioruș dublu, până când voi ajunge la capăt. Deci avem trei piciorușe duble, firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu din rândul anterior, voi trage un pic firul și voi face din nou un picioruș dublu. În felul acesta nu vom avea goluri aici la manșituță. Deci voi face următoarele două piciorușe duble, firul pe croșet, voi intra între piciorușele duble din rândul anterior și voi face picioruș dublu. În felul acesta voi continua până la sfârșitul rândului. Deci vom pregăti pentru manșetă. Ajuns la capătul rândului, voi face din nou piciorușul dublu trecând prin mijloc. Voi închide totul și voi închide totul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Din acest moment voi face două, trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi face un picioruș dublu în relief, un picioruș dublu lucrat în mod normal. Picioruș dublu, voi intra, ați văzut, un pe dedesubt, deci voi lucra în relief, un picioruș dublu lucrat în mod normal. În felul acesta, noi vom continua pe întreg parcursul rândului și vom face bata cu rânduri în acest mod, cât de largă dorim noi. Ajuns la capătul rândului, voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, voi intra în următorul picioruș și voi face trei ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu și voi continua să lucrez piciorușul lucrat pe dedesubt. Deci îl vom face în relief, piciorușul lucrat în mod normal. Deci în felul acesta vom continua bata mânecuței, picioruș dublu, picioruș în relief și, așa cum spuneam, vom lucra atâtea rânduri cât considerăm necesare. Eu cred că voi face un total de 3 rânduri, după care voi închide. În același mod vom lucra și la cea de-a doua mânecuță. Am ajuns și la capătul celui de-al treilea rând de piciorușe duble. Acum voi închide rândul intrând în corespondența celui de-al doilea picioruș. Voi trage de dedesubt, voi extrage firul. Voi face fir alunecat. În acest moment voi face un ochi de lanț. Voi intra cu croșetul în piciorușul din spate. Voi extrage firul și voi face un ochi de lanț. Voi intra din nou în același, în următorul picioruș. Voi face pasul racului, pas care deja dumneavoastră l-ați învățat din lucrările pe care le-am efectuat până acum și în felul acesta încheiem mânecuța. Așa cum vă spuneam, în același mod vom realiza și cea de-a doua mânecuță, iar noi ne vom reîntâlni pentru a încheia acest rând. Uitați-vă ce frumos iese! După ce am terminat pasul racului, nu ne rămâne decât să scurtăm firul. Închidem rândul și capătul de fir îl vom ascunde dedesubt.
Așa cum vă spuneam, voi folosi un croșet mult mai mic pentru a ascunde capătul. Felul acesta. Uitați-vă. Astfel. După ce vom ascunde capetele de fire, după ce am făcut la ambele mânecuțe manșeta, o să unim și partea de mijloc. Deci vom da forma în modul acesta, vom pune și exact în modul în care am unit mânecuțele, astfel vom uni și cele două jumătăți. Vom fi atente să prindem fiecare ochi. Voi intra în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț. În felul acesta, cu atenție, să ne uităm să fie ok, să nu depunem unul pe față și unul pe dos. Și mai întâi voi face un picioruș scurt, în felul acesta, după care vom începe să facem picioruș cu picioruș, fir alunecat. Astfel vom închide din nou totul până la partea de sus a lucrării noastre, iar noi ne vom reîntâlni după ce vom termina și această parte. Deci fir alunecat. După ce am terminat de unit cu piciorușe scurte, scuzați, voi scurta firul, mai fac și gălăgie uneori. Voi închide cu fir alunecat. Am aici un sfeșnic pe masa de lucru și l-am atins cu farfecul. Dar se întâmplă bine că nu au căzut mânărelele. Deci ascundem capătul de fir, iar acum vom face gluga, pentru că așa vrea mămica copilașului, glugă, și vom face în felul următor. Vom porni din partea din față, din acest colțișor, deci partea de sus, vom porni făcând trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Deci facem 1, 2, 3, firul pe croșet, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, firul pe croșet, după care voi intra în corespondența acestui spațiu și voi face piciorușul dublu, firul pe croșet, voi intra prin piciorușul dublu din mijloc din rândul anterior și voi face un picioruș dublu, după care voi continua în corespondența spațiului cu cel de-al treilea picioruș dublu și voi continua piciorușul dublu în corespondența următorului spațiu. Practic facem același punct cu care am lucrat întreg cardiganul. Seria de trei piciorușe duble. Am ajuns aici la umăr. În spațiu voi face cele trei piciorușe duble. 1, 2, 3. Voi trece în spațiul următor și voi lucra din nou cele trei piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea. După care vom continua. Vreau să ajung până în corespondența
punctului unde am unit cele două părți, ca să vedeți cum lucrăm. Aici uitați-vă că am greșit. Chiar eu am greșit. Vedeți? Trebuie să fim foarte atente, luându-mă cu vorba, deci am ajuns la umăr, da? Am făcut primul picioruș dublu, pentru cel de-al doilea voi intra în piciorușul dublu din rândul anterior și voi face piciorușul dublu, următorul. Uneori mi se întâmplă și mie să greșesc, de aceea este bine să îmi amintesc la momentul potrivit, în felul acesta. Cum spuneam, vreau să ajung în punctul unde am unit cele două părți ale cardiganului, iar apoi vom lucra singure până la capătul rândului. Așa. Am ajuns în corespondența altui spațiu, vom face cele trei piciorușe duble. Am ajuns în spațiu unde am unit cele două părți ale cardiganului și vom lucra un picioruș dublu, cel de-al doilea și cel de-al treilea le vom lucra în mod normal, după care vom trece în următorul spațiu și în mod normal vom lucra și aceste piciorușe duble, după care continuând, mergând înainte, așa cum ați văzut, cel de-al doilea picioruș dublu va fi lucrat din corespondența piciorușului din rândul anterior. Deci, în felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Am ajuns la sfârșitul rândului. În acest colț vom face 3 piciorușe duble, în mod normal. 2, 3, 3 ochiuri de lanț, vom întoarce lucrul, capetele de fire le vom curăța apoi, voi întoarce lucrul și voi face în corespondența fiecărui spațiu cele 3 piciorușe duble cu care deja suntem obișnuite, fără niciun ochi de separare între ele, vom merge în felul acesta până la sfârșitul rândului. Astfel vom realiza și gluga. Deci vom continua și ne vom reîntâlni. Și am ajuns la capătul rândului. La capătul rândului vom lua firul odată pe croșet. Vom intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și vom face un picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț, vom întoarce lucrul. Și vă rog să fiți atente, pentru că așa va trebui să facem la sfârșitul și la începutul fiecărui rând. Deci avem 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș. Vedeți, aici avem 3 piciorușe, nu în primul, în cel de-al doilea rând. Deci voi intra în corespondența acestuia și voi face cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra în corespondența primului picioruș din primele 3 de pe rândul următor și avem grupul nostru de 3, după care vom lucra în mod normal în corespondență fiecărui spațiu dintre două grupe, vom lucra piciorușele noastre.
duble. Iar noi ne vom întâlni din nou la capătul rândului pentru a lucra încă o dată colțișorul. Am ajuns și la capătul acestui rând. Aici deja avem cele trei ochiuri de lanț. Cum vom lucra? Voi lua firul pe croșet, voi intra în corespondență. Vedeți aici, sunt cele trei piciorușe duble. În corespondența celui de-al treilea picioruș dublu la bază. Deci voi lua și voi lucra un picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra din al doilea rând, voi intra în cel de-al treilea picioruș dublu. Uitați-vă! În cel de-al treilea picioruș dublu voi intra și voi face din nou picioruș dublu, firul pe croșet și voi închide cu picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum voi face 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucru și voi continua. În corespondența primului spațiu voi face cele 3 piciorușe duble și vom merge până la sfârșitul rândului, unde vom repeta ceea ce am învățat acum. Deci vom încheia cu 3 piciorușe duble, firul pe croșet și apoi piciorușul dublu în ultimul picioruș dublu. Când ne vom întoarce, vom face în același mod, vom umple colțișorul în modul în care am realizat până acum. Vom continua cu piciorușile duble. M-am reîntors la dumneavoastră. Pentru glugă eu am făcut 19 cm lungime. După ce am realizat aceasta, voi pune lucrarea în două. Să fiți atente să nu prindeți în mod greșit. Ați văzut cum am întors gluga și în felul acesta. Așa. Voi începe să închid totul din nou cu fir alunecat. Exact în modul în care am închis mânecuțele. În același mod vom închide și gluga, deci cu fir alunecat, intrând prin corespondența fiecărui picioruș, vom continua lucrarea noastră și vom continua încet, încet, cu răbdare. Cât de frumos, atât este de molcuț acest material și atât de ușor s-a lucrat, chiar foarte ușor. Chiar dacă firul pare subțire, dar am avut spor. Deci vom continua în felul acesta și ne vom întâlni pentru a încheia lucrarea noastră. Am ajuns la capăt, voi face ultimul fir alunecat, voi scurta firul și voi închide și această parte a lucrării. Capătul de fir îl vom ascunde când vom termina cu totul. Aceasta este gluga, în felul acesta se prezintă. Mai avem de făcut un singur lucru și am decis să-l fac în culoarea alb, rândul final cu care vom încheia lucrarea. Voi face un rând de piciorul racului. Așa cum știți că am făcut până acum, voi intra chiar de aici, din colț, voi face pasul racului, scuzați, de acum sunt obosită, voi intra chiar de aici
Și în corespondența acestor două ochiuri de lanț voi face pasul racului, trecând prin interior, după care voi lucra pasul racului în mod obișnuit. Vă rog să-mi scuzați, uneori mă exprim în mod greșit, însă trebuie să țineți cont de faptul că eu filmez doar după ce îmi termin orele de muncă sau dimineața foarte devreme. Acum la mine este noaptea, târziu, și vom continua în felul acesta. Cred că va fi frumos așa cu culoarea albă. Dumneavoastră veți folosi culoarea care doriți. Eu am ajuns la capătul rândului. Voi încheia rândul cu fir alunecat, voi scurta firul, iar capetele de fir le voi ascunde. Eu sper că v-a plăcut ceea ce am realizat. Voi face imediat o privire de ansamblu, să știți că am râs foarte mult de ceea ce am reușit să debitez piciorul racului în loc de pasul racului. Am râs eu singur aici. Îmi cer scuze din nou. Acesta este cardiganul cu gluga lui. Voi face fotografii și îl voi filma, îl voi pune pe short. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți dacă doriți. Eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și pentru că mâine este o sărbătoare foarte importantă, mâine dimineață va intra în undă acest tutorial. Vă doresc o zi minunată tuturor. La revedere!